Mabel, crezi în fantome? Cred că ești un mare fraie. Wow! Sus, uite! Unde arde, mare unchi? Eu plec! Spălați voi doi băile, nu-i așa? Da, domnule. Bineînțeles că nu. Să nu faceți prostii! Hei, fraților, ce e asta? Scara secretă spre acoperiș? Nu cred că marelui unchi ar plăcea. M-a sperifat-o. Putem urca și noi acolo? Sigur că da. Pe acoperiș, pe acoperiș, pe acoperiș, pe acoperiș, pe acoperiș. Gata, ia priviți. Wow, super! Tu ai adus chestiile astea sus? Poate că nu, poate că da. Când mă furișez aici zi de zi, mai mereu. Da! Wow, eu prima! Jackpot! Bate palma! Nu mă lăsa să aștept! Gașca mea! Wendy! Sper că nu o să-i spuneți lui Stan despre asta, nu? Pe curând! Să șterge de aici! Pe curând, Wendy! Ce distractiv! Aoleu! Ce-i? Cineva e îndrăgostit! Da, sigur! Doar că Wendy e super, bine? Doar nu stau toată noaptea atras gândindu-mă la ea! Aoleu! Ciudățeni, episodul 3, magazinul misterios. Noi dăm petrecerea iurea! Și mă prefac că scriu ceva. Dipper! Da. Nu dansezi și tu cu noi? Eu nu prea le-am la dans. Cum să nu? Mama îl îmbrăca într-un costumaj de mieluț și el făcea dansul mielușelului. Nu-i momentul să vorbim de dansul mielușelului. Costum de miel? Wow, aveai și urechi și coadă sau? Păi. Dipper țăpăia într-una și cânta un cântecel despre pășunat. Iată, uite, am terminat. Gașca mă așteaptă. Hei, stai, aș putea să... Noi am putea să te însoțim, nu crezi? Știu și eu. Gașca mea e cam ciudată. Câți ani ziceați că aveți? 13! Teoretic, suntem adolescenți. Bine, îmi place atitudinea ta. Să-mi iau lucrurile. De când avem 13 ani? Ăsta e an bisect? Haide, Mabel, asta e șansa noastră să ieșim cu cei mari. Cu Wendy și restul. Știam! O iubești! Iubi, 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 iubi. Oh, hei, ce-i aia? Repede! Îmburic! 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 Da! Wendy! 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 Salut, băieți! Colegii mei de la muncă, Mabel și Dipper. Amestecat guma și arată ca un creier. Nu știe să se facă plăcută. Nu ca tipul ăsta. Ăsta. Deci ești gen babysitter sau... Pe bune, Robbie. Copii. Ei sunt Lishinei, Tambry, Thompson, care a mâncat o napolitană stricată. Nu le spune asta! Și Robbie. O să vedeți de ce e în stare.